Șomerii din Valea Jiului sunt invitați vineri la o nouă bursă a locurilor de muncă. Potrivit primelor estimări, la acțiunea din 28 octombrie vor fi scoase la concurs circa 50 de joburi. Cele mai numeroase dintre acestea provin din domeniile comerț și confecții. Pentru bursa din data de 28 octombrie, din păcate, nu avem noutăți foarte mari. Ne prezentăm cam cu aceleași locuri de muncă pe care le-am avut și la bursele anterioare, având în vedere că nu a apărut nimic spectaculos pe piața forței de muncă. Deci ne așteptăm să avem în jur de 50 de locuri de muncă și ne așteptăm undeva la un număr de 5-6 angajatori să fie prezenți la această bursă. Oficial, în Valea Jiului sunt înregistrați circa 3.000 de șomeri. Cei mai mulți dintre aceștia, circa 1.400, locuiesc în municipiul Petroșani.